Salutare, numele meu este Constantin Vlăduț și sunt absolvent al promoției 2024 a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. Am venit ca student în anul 2021 pe băncile acestei facultăți, neștiind de unde să încep și ce vreau să fac în viitor. Ulterior, până am finalizat acești 3 ani, am avut cea mai frumoasă experiență. Ținând cont de numărul de locuri mari la buget al facultății noastre, sunt foarte multe locuri la cămine, în căminile ASEU-ului și de asemenea vă dă oportunitatea de a petrece cu colegii de facultate în același cămin. Cantina ASEU-ului este una dintre cele mai renumite cantine din București, având prețuri foarte mici, în jur de 10-15 lei un meniu complet. Programul fiind unul foarte lejer, puteți să vă angajați în cursul facultății. ASEU-ul dă oportunitatea de a face voluntariat în cadrul direcțiilor, departamentelor. Activitatea este remunerată cu o bursă. Puteți să luați și burse de studiu, burse sociale, încât să aveți un venit pe parcursul facultății. Personal, vă recomand să vă implicați în activitățile de voluntariat ale asociațiilor, să participați la proiecte, cum ar fi Liga Economistului, unde puteți să jucați fotbal. De asemenea, pe parcursul facultății este practica de specialitate, unde facultatea noastră are foarte multe acorduri de practică cu instituții publice precum Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda de Mediu, ANAF și așa mai departe. Dă oportunitatea de a cunoaște persoane noi, de a putea să fii angajat la finalizarea studiilor în instituții publice. Pentru a afla mai multe despre facultatea noastră, vă așteptăm alături de noi pentru a experimenta cei mai frumoși 3 ani de studenție. Vă așteptăm la EAME cu drag!